Astăzi ar fi bine să-ți păstrezi calmul și să te relaxezi. Berbec, în relația cu partenerul de cuplu, lucrurile stau cum nu se poate mai bine. Încerci să profiți de timpul pe care îl ai pentru a crea momente frumoase de care să-ți amintești cu drag peste ani. Taur, astăzi ai multă energie și ești pus pe treabă. Este posibil ca partenerul de cuplu să-ți facă o propunere interesantă cu privire la următorul concediu pe care intenționați să-l petreceți împreună. Gemeni, este o zi de stat în casă și gândit strategii pe plan profesional. Știi că urmează o perioadă foarte încărcată, însă extrem de frumoasă pentru tine, așa că încerci să faci tot posibilul pentru a nu fi luat prin surprindere. Rac, ai nevoie de puțină relaxare, cel mai probabil alegi să petreci ziua de astăzi în compania partenerului de cuplu sau a prietenilor. Spre seară este posibil să ai parte de musafiri. Leu, în această perioadă, viața sentimentală are nevoie de multă atenție atât din partea ta cât și din partea persoanei iubite. Totul depinde doar de voi. Trebuie să luptați și să treceți peste obstacolele care apar în calea voastră. Fecioara, ai parte de surprize în ceea ce privește viața sentimentală. Profiți de ziua de astăzi pentru a petrece momente frumoase în compania celor dragi. Balanță, un om la care ții foarte mult vine la tine cu o problemă delicată. Faci tot posibil să asculți ce are de spus fără a critica foarte mult alegerile și greșelile făcute. Scorpion, ziua de astăzi este departe de cum o vezi tu. O întâmplare neașteptată îți poate da peste cap planurile pe care le aveai pregătite pentru următoarea perioadă. Ai răbdare. Săgetător, apar câteva schimbări pe plan profesional. Este posibil să fii nevoit să pui pe pauză ideile tale și să te ocupi de proiectele urgente. Colegii de echipă te susțin. Capricorn, o zi foarte bună pentru viața personală. Încerci să te relaxezi și să te bucuri de compania oamenilor dragi din viața ta. Seara îți poate aduce o surpriză. Vărsător, urmează să treci printr-o perioadă haotică în ceea ce privește viața profesională. Te aștepți ca lucrurile să fie simple, însă totul se întâmplă cu viteza luminii, iar tu trebuie să te adaptezi la aceste schimbări. Pești, ziua de astăzi este dedicată vieții personale. O discuție foarte importantă și matură cu partenerul te poate ajuta să înțelegi mai bine care sunt sentimentele tale și chiar să-ți găsești liniștea și pacea interioară. Atât pentru moment, eu vă doresc un început de săptămână excelent!